Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Regia Jurnal. Din anul 2002, în România se sărbătorește pe 25 martie de Marea Sărbătoare Creștină a Bunei Ziua Poliției Române. O sărbătoare a speranței, a credinței în forța binelui asupra răului și a încrederii în viitor. Deși trăim timpuri complexe, lumea noastră fiind măcinată de conflicte și amenințări la însăși esența existenței noastre, încrederea cetățenilor în autoritatea legii și a statului trebuie să primeze. De aceea, această zi este un bun prilej de a ne reafirma respectul pentru profesia de polițist. Conștienți de faptul că misiunea acestuia implică riscuri majore, polițistul român punându-și adesea viața în pericol pentru a ne apăra drepturile și libertățile. În această zi de mare sărbătoare, vineri 25 martie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj au participat la o ședință festivă. Mulțumim polițiștilor sălăjeni pentru profesionalismul, onoarea și dăruirea de care dau dovadă în îndeplinirea sarcinilor ce au ca prim obiectiv siguranța noastră, îi asigurăm de întreaga noastră considerație. La mulți ani